Sunt proteste și în România. Angajații din poliție penitenciară și militarii rezerviști ies în stradă și se vor aduna în mai puțin de o oră în fața guvernului. Sindicaliștii vor picheta apoi sediile mai multor ministere. Colegul nostru Crisi Popovici ni se alătură în direct cu mai multe detalii. E în direct cu noi de la Piața Victoriei. Crisi, bună dimineața! Bună dimineața! Angajații Ministerului Afacerilor și Internelor ies așadar în stradă. Nemulțumiți de salariile încasate, polițiștii din toată țara au început deja să picheteze sediile instituțiilor publice în semn de protest. Sindicaliștii din poliție, penitenciare și armată organizează astăzi în capitală o acțiune de protest prin care solicită deblocarea salariilor, dar și eliminarea discriminărilor în ceea ce privește pensiile militare de stat. Potrivit unui comunicat, sindicaliștii din poliție și din penitenciar acuză guvernul că fură din buzunarele polițiștilor, militarilor și polițiștilor de penitenciare și consideră că în pușcării sunt închiși români care au furat mai puțin decât fură lunar politicienii din buzunarele angajaților din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională. Protestul va avea loc în intervalul orar 10-16 din Piața Victoriei. Sindicaliștii vor pleca în marș spre Ministerele Muncii, Afacerilor Interne, Justiției și Finanțelor, apoi retur la guvern. Spun sindicaliștii că din cauza salariilor mici, tot mai puțini tineri sunt atrași de școlile de poliție, ajungându-se ca la admitere să fie mai puțin de un om pe loc, în timp ce în anii trecuți concurența era și de 10-15 pe un loc.